Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Mercur și Saturn părăsesc Vărsătorul pentru a intra în pești, așa cum se vede pe astrograma ta natală. Ceea ce înainte era ușor, începe să devină mai dificil. În ciuda acestui mediu de incertitudine, proiectele tale continuă să fie susținute de energiile care emană din Berbec de aceea proiectele tale nu sunt amenințate cu eșecuri, dar ele vor fi amânate doar din cauza unor circumstanțe de care va trebui să ții cont. Până pe 25 martie, Marte în gemeni intensifică acest fenomen. Încearcă să nu fii distrasă sau încearcă să eviți consecințele, concentrează-te în schimb pe proiecte sau idei realiste. De asemenea, gândește-te la propriile interese în loc să promovezi interesele altora stabilește-ți obiective care să-ți satisfacă ambițiile și vei ajunge mai ușor să obții rezultate. Din 7 martie, luna plină în făcioară te va face să experimentezi toate virtuțile realismului. Dragoste, planetele din Berbec stimulează și inspiră acest sector. Ele creează momente și întâlniri pe care le iubești atât de mult. Cu toate acestea, în căldura momentului, ar putea să dorești să-ți intensifici puțin caracterul obișnuit, păstrează-ți energia sub control pe măsură ce se revarsă, ia în considerare sentimentele celorlalți și încurajează i atunci când au nevoie. Sfat, nu te grăbi să fugi imediat ce apar dificultăți, acesta este un semn că este timpul să te reconectezi cu realitatea. Dacă te concentrezi din nou pe elementele de bază, vei recăpăta încredere, sănătatea. În martie monitorizează cu atenție ceea ce mănânci. Dacă îți neglijezi sănătatea, atunci te vei confrunta cu o mulțime de probleme patologice, care vor fi mult mai greu de tratat. Dacă dorești de mult să renunți la obiceiurile proaste, acum acest proces va fi cel mai puțin dureros pentru tine. De aceea începe să faci sport, fă totul pentru a te distrage de la dependențe. Dacă nu te apuci acum de treabă, atunci mai târziu poate fi prea târziu, mai ales dacă încep deja să se observe efectele cauzate de stilul tău de viață. Nu va fi deprisos să-ți normalizezi somnul, în parte clar timpul de muncă și de odihnă. Vei vedea schimbarea în câteva zile, starea ta de spirit se va normaliza, vei deveni mai puțin iritabilă și mai stabilă din punct de vedere emoțional. Plimbările regulate în aer curat, de preferință departe de orașul zgomotos, vor avea un efect minunat. Banii, martie prezice o mulțime de proiecte de weekend pentru tine. Cu toate acestea, pentru a reuși în ele, trebuie să te aprovizionezi cu încredere în sine. Nu este nimic în neregulă să nu faci bine de prima dată. Dacă îți stabilești un obiectiv, atunci cu siguranță îl vei atinge. Principalul lucru este să crezi în tine. Este puțin probabil ca o atitudine neglijentă față de muncă să mulțumească pe ceilalți, riști să pierzi un bonus sau chiar să-ți pierzi locul de muncă dacă continui în același spirit, dacă șefii îți găsesc vina în zadar, atunci acum este momentul să schimbi domeniul de activitate. Poate că ai de învățat o lecție de temperament, dacă da, nu ezita să pornești în această călătorie interesantă în lumea independenței financiare. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!